Șefa executivului Republicii Moldova, Maia Sandu, a acceptat să avem această discuție în ajunul celor 28 de ani de la proclamarea independenței țării. E un bun prilej să facem anumite totaluri, dar pentru început, doamna Sandu, aș vrea să vă întreb dumneavoastră, cel de-al 14-lea premier, cu ce vă deosebiți de cei care au fost până acum? Nu am stat să fac o analiză a tuturor premierilor pe care i-a avut această țară. Numărul mare probabil vorbește și despre instabilitatea și dorința de a schimba lucrurile și despre eșecurile prin care a trecut țara și mai ales guvernările de până acum. Eu pot să spun despre mine că sunt bine intenționată și îmi doresc și eu și echipa pe care o conduc să facem lucrurile bine și repede, astfel încât cetățenii Republicii Moldova peste un an, peste doi, să vină în această zi de independență cu mai multe zâmbete și cu mai multă încredere în ziua de mâine. Cu ce comparați astăzi Republica Moldova? Cu ce o asemănați? Cred că am mai auzit asta cineva din colegii noștri de la blocul, acum spunea, ca un tânăr care încă își caută rostul. E o țară relativ tânără, dacă e să vorbim din perspectiva istoriei, care încă are tare multe lucruri de făcut pentru ca să ajungă o țară în care cetățenii se simt bine. În acești 28 de ani de independență, e o premieră când două entități politice cu viziuni aproape total diferite, cu scopuri uneori tot diferite, au convenit să creeze această guvernare pentru început în intenția de a-l da jos pe Vladimir Plahotniuc și pe cei care au guvernat împreună cu dumnealui. Scopul acesta l-ați atins. Acum ce vă unește pe cei din blocul acum și pe SRM? Este adevărat, obiectivul de dezoligarhizare a stat la baza acestui acord politic. Nu putem spune că agenda am realizat-o pe deplin, încă mai există elemente ale regimului precedent, mai există și din cei care așteaptă să se refacă acel regim, dar în mare parte cred că am întreprins anumite măsuri care au eliberat țara de acel regim oligarhic. Acum urmează să vedem dacă putem merge mai departe pentru a îndeplini alte obiective și principalul este construirea statului de drept, reformarea justiției, construirea instituțiilor de combatere a corupției, restabilirea finanțării externe, restabilirea încrederii cetățenilor. Dacă este să ne uităm pe sondaje și pe discuțiile pe care le avem cu cetățenii, aceștia își doresc ca acest guvern să rămână în continuare, nu neapărat își doresc alegeri anticipate, dar urmează să vedem dacă putem să trecem totuși peste diferențe. Vedeți că deja am comis niște greșeli. E tare important să învățăm rapid din aceste greșeli și să o să ne arate timpul cât de departe putem merge împreună. Prioritățile pe care le-ați enunțat ar trebui să se regăsească și să regăsească o parte în programul de guvernare, iar mai degrabă socialiștii insistă și pe acest acord pe care trebuie să-l aibă PSRM-ul și blocul acum pentru a ști ce trebuie să se facă în continuare și să existe poate compromis, consens în cadrul acestei alianțe majoritare. Va fi semnat acest acord și dacă este adevărat că totuși reforma justiției și procuraturii sunt capitolele unde încă nu ați ajuns la un numitor comun? Am discutat foarte mult în ultimele zile pe potențialele reforme în justiție și în procuratură și săptămâna viitoare o să venim să prezentăm aceste idei, chiar dacă nu vom ajunge la un compromis pe absolut toate lucrurile, o să le prezentăm fiecare cu partea lui. Deci, în mare avem această înțelegere comună, mai există niște diferențe pe anumite aspecte ale acestor reforme.
Reiterez, dacă până săptămâna viitoare nu vom avea un acord comun, o să le prezentăm așa cum sunt ele pe de o parte și pe alta și în cadrul consultărilor publice sperăm să ajungem la un numitor comun. Inițial, dumneavoastră ați mers pe ideea că ar fi bine dacă s-ar găsi și o persoană din exterior să vină să ocupe funcția de procuror general, lucru care nu l-a acceptat cel puțin șeful statului și probabil și deputații socialiști. Acum s-a spus adio celui care ar putea să vină din exterior? Discutăm și acest subiect, deci nu e un subiect pe care am pus punct, discutăm și acest subiect. Ne consultăm și cu consultanții internaționali despre cum ar putea să funcționeze un asemenea mecanism, pentru că, de exemplu, dacă vine cineva de talia Codruței Căveșii, care are și imaginea, și capacitatea, și experiența, e un lucru. Știm că ea se pare că nu mai este disponibilă pentru că merge pentru o funcție mai importantă. Procuror Dacă discutăm european. De un alt procuror care vine din altă țară, mai puțin cunoscut, nu cunoaște realitățile de aici. Nu știm dacă impactul este atât de mare, dar oricum noi am vrea să ținem ușa deschisă pentru situația în care se găsesc totuși asemenea oameni. Și cu siguranță vom insista pe consultanță internațională. De exemplu, un element al acestei reforme și în procuratură și în justiție este Comisia de Evaluare Externă, care să evalueze procurori și judecători și în această comisie am convenit să invităm inclusiv procurori sau foști procurori, foști judecători din țările Uniunii Europene. Va fi o echipă comună din specialiști din țară și oameni din afara țării, care, pe de o parte, o să confere mai multă credibilitate acestui exercițiu de evaluare externă și, pe de altă parte, va fi și un exemplu de schimb de experiență, pentru că cei care vor lucra în această comisie vor putea să învețe de la oameni din afara țării. După desemnarea magistraților la Curtea Constituțională, acesta va fi al doilea test pentru a se cunoaște cât de consolidată este această alianță? Sunt mai multe teste pe care trebuie să le trecem. Ajungem și la altele. Și un lucru este să convenim asupra conceptului legii, să adoptăm această lege și alt lucru este să punem în aplicare prevederile legii, pentru că uneori și atunci când intențiile sunt foarte bune, se întâmplă că mai dăm în bară, așa cum s-a întâmplat în cazul Curții Constituționale. Provocări sunt foarte multe, cum spuneam mai devreme, important este să ne învățăm lecțiile și să nu mai greșim. Situația de la Curtea Constituțională rămâne a fi una ireversibilă. Noi, în continuare, credem că pentru a nu afecta credibilitatea acestei curți, președintele actual ar trebui să facă un pas în întâmpinarea cerințelor societății și să lase o persoană fără trecut politic să ajungă în această funcție. Dar nu toți actorii politici văd acest lucru așa cum îl vedeți și dumneavoastră. Noi am exprimat acest punct de vedere și astăzi la întâlnirea pe care am avut-o împreună cu celelalte partide politice. Purtăm această discuție imediat după ce s-a consumat ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ați discutat despre soarta aeroportului internațional Chișinău. S-au încins spiritele, se aduc acum la cunoștință mai multe scenarii, mai multe posibile scenarii, dacă ar putea fi întors aeroportul internațional Chișinău statului, la ce concluzie ați ajuns? Bine, nu putem să ajungem acum la concluzii, ne-am documentat și noi, ne-am informat reciproc. Sunt anumite lucruri pe care nu le-am cunoscut nici eu, de exemplu, faptul că pe 20 august a fost pus sechestru pe proprietățile Avia Invest și cred că este foarte bine că s-a făcut acest lucru, pentru că asta înseamnă că nimeni nu poate să preia contractul de concesiune atât timp cât este acest sechestru. Am adus o claritate în cadrul acestei întâlniri vis-a-vis de anunțul care a fost făcut de către această companie care s-a arătat interesată să preia contractul de concesiune și anume că nu este o tranzacție finalizată, este mai mult o intenție declarată, după care acest potențial cumpărător face un studiu de fezabilitate și doar dacă se dovedește că nu există probleme pentru această tranzacție, va semna și va prelua.
Acum ne-a confirmat procuratura că acest lucru nu este posibil în momentul în care este pus sechestru. Dincolo de asta, și aici procuratura trebuie să se clarifice, dincolo de asta, deci nu există acest pericol că Avia Invest va putea ceda aeroportul altei companii. Nu există atât timp cât există acest sechestru și sechestrul este pe perioadă nelimitată. Dincolo de asta sunt două întrebări suplimentare. Deci, unul este cum se reziliază contractul și aici avem o abordare ține de faptul dacă și-a îndeplinit Avia Invest angajamentele investiționale așa cum sunt prevăzute în contract. Problema este că cei care au semnat contractul nu au avut niciun pic de responsabilitate față de stat și față de averea statului, pentru că chiar dacă se descoperă că Avia Invest nu și-a îndeplinit obligațiunile contractuale, conform contractului, această companie poate solicita încă 3 ani de zile, deci nu că poate solicita, dar are dreptul încă 3 ani de zile să remedieze, după care încă jumătate de an să intre în discuții cu guvernul. Conform clauzelor contractului, nu poate guvernul astăzi să intervină și să zică am preluat, dacă e să respectăm clauzele contractului. Dacă nu respectăm clauzele contractului și ne asumăm anumite riscuri ca să mergem în instanțe internaționale, putem face și asta. Facem analiza cost-beneficiu, să vedem, pentru că nu vrem să luăm acțiuni care ar prejudicia statul și mai mult decât a fost prejudiciat. Dar examinăm absolut toate modalitățile prin care putem să întoarcem aeroportul și vreau ca toată lumea să știe că este o prioritate pentru noi. Nu ne putem permite să facem greșeli și am discutat și astăzi. Procuratura înțeleg că lucrează, dar trebuie să se lucreze mai intens și la dosarul cine se face vinovat de elaborarea și semnarea acestui contract, care, iată, ne-a pus într-o situație atât de dificilă. Dar aceste neînțelegeri transmit anumite semnale pentru alți potențiali investitori, pentru că atunci când cineva se gândește să aducă capital în Republica Moldova, vrea o stabilitate, vrea garanții că justiția nu e selectivă, că totul merge ca pe strună. Este adevărat că orice știre de acest fel dăunează imaginii țării. În același timp, avem o problemă de rezolvat și anume să putem să întoarcem bunul statului înapoi și să-i sancționăm pe cei care au provocat această problemă. Ați anunțat că veți merge peste hotare în Statele Unite ale Americii, peste ocean, într-o vizită la început de septembrie. Vreți să ne spuneți mai multe detalii? Știți cu cine o să vă întâlniți? Subiectele pe care o să le abordați? Chișinăul insistă în continuare că parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA e prioritate în cooperarea bilaterală. Este adevărat și aceste lucruri se văd în fapte. Chiar de la începutul mandatului am primit mai mulți oficiali ai Statelor Unite. Am semnat acorduri care presupun creșterea asistenței Statelor Unite pentru Republica Moldova. La agenda vizitei se lucrează, dar cel mai important eveniment al vizitei este întâlnirea cu la Departamentul de Stat, cu secretarul de stat Pompeo. Am întâlniri planificate la Departamentul Apărării, la CIA, cu cei de la MCC, pentru că ne dorim foarte mult inițierea unui nou proiect, Provocările Mileniului, și alte câteva întâlniri pe care încă așteptăm să obținem confirmare. Până atunci, domnul Bolton este așteptat în vizită la Chișinău. Da, săptămâna viitoare, consilierul pe probleme de securitate al președintelui Trump. Să discutăm despre problemele de securitate din regiune și, evident, să-l informăm despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Și dacă se insistă pe acest parteneriat strategic între Chișinău și Washington, partenerii dumneavoastră de coaliție, socialiștii, insistă pe parteneriatul strategic cu Federația Rusă. Veți merge și în vizită la Moscova. Mai există state ca Republica Moldova care să vrea parteneriat strategic cu două puteri mari, Rusia și SUA? Nu m-am documentat, dar mă rog, dacă putem să analizăm experiența din regiune, mă refer aici la țări ca, bine, Armenia, care înțeleg că încearcă să
să facă aceste aranjamente. Pentru noi, cei din blocul acum, am spus foarte clar și pentru guvern, e important să avem o relație bună cu Federația Rusă, să vedem unde putem să îmbunătățim relațiile pe partea economică și comercială în special. Parteneriatele noastre strategice le-am anunțat, ele țin de România, de Ucraina, de Statele Unite. Ne dorim să avem aceste parteneriate strategice cu țări care ne pot ajuta pe toate dimensiunile, începând de la cea economică și mai ales continuând cu cea care țin de aspecte de democrație. Până ajungeți dumneavoastră la Moscova, este așteptat în vizită ministrul apărării. A fost un mic mare incident, o mică mare neînțelegere, cel puțin între șeful statului și șefa guvernului. S-a aplanat? Este o vizită privată și așa am fost informați noi. Urmează să vedem și care este agenda revizuită acestei vizite, dar pentru toți angajații guvernului sper eu că este foarte clar că e o vizită privată, deci nu pot avea loc înțelegeri, semnări de documente sau alte lucruri care merg dincolo de o vizită privată. Așa a fost concepută această vizită. Dacă se informa și se solicita, se îndeplineau toate procedurile pentru o vizită oficială, atunci era o vizită oficială, în cadrul căreia aveau loc și întâlniri cu reprezentanții guvernului. Înțeleg că domnul Dodon nu va anunța din timp că la invitația dumnealui vine domnul Șoigu. Eu înțeleg că invitația a fost pentru o vizită privată, nu pentru o vizită oficială. De aici și de la felul cum înțelege șeful statului se rezolve mai multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Pornind de la gaz, a declarat Europei Libere că va merge într-o vizită în Federația Rusă, se va întâlni cu Vladimir Putin și va discuta problema gazelor, pentru că, așa cum spunea dumnealui, e o dominantă politică care ar putea să spună cuvântul asupra felului cum înțelege să se negocieze importul de gaze rusești pentru Republica Moldova. E bine că domnul Dodon își asumă acest rol? Atunci când suntem în pragul sărbătoririi Zilei Independenței, cred că trebuie să vorbim ce înseamnă această independență. Și când ajungem la problema energiei, la problema energetică, atunci ne dăm seama că nu suntem independenți și aici lucrăm și aici ar fi trebuit să se facă progrese mult mai importante în toți acești ani. E mare păcat că am ajuns după aproape 30 de ani și suntem legați iarăși de un singur furnizor și e destul de complicat să ne promovăm și să ne protejăm interesele atunci când nu avem mai multe surse din care să putem să cumpărăm energie electrică, gaze și așa mai departe. În această situație, până noi reușim să asigurăm alternativele, eu cred că e ok dacă Partidul Socialiștilor, dacă Igor Dodon, care au o relație bună la Kremlin, merg și încearcă să obțină niște condiții mai bune pentru a achiziționa gaze naturale. Noi, blocul acum, avem relații foarte bune cu Occidentul și reușim să aducem pentru țară și pentru cetățeni foarte multe beneficii, pornind de la sumele extraordinare pe care intenționăm să le obținem în următoarele luni și în următorii ani, de la aceste proiecte, de la sprijinul politic pe care îl are țara. Cred că fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile și dacă ei au o relație bună, această relație bună trebuie să se traducă în ceva concret pentru cetățeni. Cât de îngrijorătoare rămâne situația când vorbim despre importul de gaze rusești, ținând cont că trebuie tranzitul să fie asigurat pe teritoriul Ucrainei? Și s-a vorbit că s-ar putea de la 1 ianuarie 2020 să fie sistat acest tranzit. Igor Dodon vorbea despre crearea unei celule de criză. Noi discutăm acest subiect, nu vreau să facem prea multe declarații ca să declanșăm, panică, niște așteptări, dar nereușite pentru societate.
pe 14, dacă nu greșesc, pe 14 septembrie este planificată o întâlnire la Bruxelles. La această discuție participă Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, în care, sper eu, se va lua o decizie și ne dorim foarte mult ca această decizie să fie în favoarea noastră, pentru că altfel lucrurile se vor complica. Noi neapărat vom avea soluții și lucrăm la aceste soluții, dar pentru toată lumea va fi mult mai bine dacă vom putea să obținem și anul viitor gazele naturale de la ruși pe țevile care merg pe teritoriul Ucrainei. Între timp, o să construim și construim alte modalități, alte țevi. Gazoductul va fi dat în exploatare la mijlocul anului viitor. Gazoductul Iași-Chișinău. Gazoductul Iași-Chișinău. Mai există și proiecte care vor intra pe unde gazele naturale ar putea să intre pe la sudul Republicii Moldova. Deci se lucrează și e important să insistăm pe aceste proiecte. Dar pentru anul viitor ar fi bine să rămânem în același format și sper eu să se ajungă la o înțelegere. Dar cum aveți certitudinea că va fi dat în folosință acest gazoduct la anul, așa cum se preconizează? Pentru că știți, termenii de dare în exploatare au fost tergiversați și amânați de multe, foarte multe ori, încă din 2014 și până astăzi. Tot ce ține de partea gazoductului pe teritoriul Republicii Moldova se va finaliza mai devreme, la începutul anului 2020, și aici aveți cuvântul nostru că așa se va întâmpla. Pe partea română e un tronson mai lung la care se lucrează, deci au nevoie de un pic mai mult timp, dar oricum ne-a fost, oferit această garanție că până la mijlocul anului viitor se vor finaliza lucrările și acolo. Eu de ce v-am pus și întrebarea referitor la rolul pe care îl joacă șeful statului? Pentru că Igor Dodon vorbește despre gaze, Igor Dodon vorbește că nu s-a negociat tocmai cum ar fi fost avantajos pentru Republica Moldova acordul cu FMI. Să intervin aici. Toate măsurile care au fost luate în acordul cu FMI, înainte ca documentul să fie finalizat, au fost consultate și cu Parlamentul și cu președintele. Deci atât președinta Parlamentului, cât și președintele țării și colegii din Parlament care sunt responsabile de aceste domenii, au văzut și au spus da pentru măsurile pe care noi le-am convenit cu Fondul Monetar Internațional. Atunci, întâmplător sau nu, a ieșit consilierul prezidențial cu declarații și Igor Dodon chiar a spus că nu s-a negociat tocmai așa cum ar fi fost potrivit în avantajul Republicii. Toată lumea, înainte ca noi să semnăm documentul final, și-a dat acord pentru aceste măsuri. Deci, acordul PSRM acum nu știți când va fi semnat. Să lansăm săptămâna viitoare, pentru că, într-adevăr, subiectul reformei justiției era cel mai important și noi am vrut să se regăsească. Să așteptăm săptămâna viitoare acest eveniment de lansare, după care putem să revenim la acord. Unii deputați din blocul acum și-au exprimat punctul de vedere și au spus că nu își vor pune semnătura pe acest acord. Asta, în vreun fel, influențează asupra temeniciei acestei coaliții. Nu știu dacă poate cineva la modul serios să spună că nu își va pune semnătura pe un acord pe care nu l-a văzut încă. Domnul Țicu a zis că nici pe primul nu și-a pus semnătura. Înțeleg, dar în cazul în care nu știi ce se va regăsi în acest acord, nu știu cum poți să spui că nu vei semna. Pentru că dacă acolo se regăsesc doar lucruri bune pentru cetățeni, angajamente serioase pe care și le iau partidele politice, mi se pare pripită această afirmație. Atunci când vezi un document și nu ești de acord cu el, poți să spui că nu o să-l semnezi. Atunci când nu știi despre ce este acest document și spui că nu semnezi, e un pic mai puțin serios. Domnul Carp, de exemplu, deputatul, a spus că ar putea în general să se retragă din această coaliție dacă nu se schimbă situația la Curtea Constituțională. Și eu sunt la fel de supărată în raport cu modul în care s-au întâmplat lucrurile la Curtea Constituțională, dar toată lumea trebuie să realizeze că s-a comis o greșeală atunci când au fost votați oameni care au un trecut politic, după care s-a comis
A doua greșeală, atunci când a fost ales domnul Țurcanu, dar a doua greșeală nu s-ar fi întâmplat dacă nu se comitea prima greșeală. Nu am anticipat niște lucruri și trebuie să ne le asumăm cu toții. Ați spus că lăsați la o parte geopolitica și problemele ce țin de ideologie. Dar iată că ziua de azi și cea de mâine arată încă o dată că aceste aspecte revin în actualitate și nu sunt lăsate ziua la o parte. Ziua de astăzi nu este despre ideologie, dimpotrivă. Astăzi, guvernul a venit cu mesajul prin care spunem că oamenii nu trebuie tratați după ideologiile pe care le sprijină sau în funcție de limba pe care o vorbesc sau etnia din care face parte. Astăzi noi am venit cu un eveniment de comemorare a victimelor tuturor regimurilor autoritare și totalitare și am zis că trebuie să construim unitate pe bază de reconciliere. Acesta a fost mesajul nostru și nici de cum nu ține de geopolitică, dimpotrivă, vine ca să încerce să unească cetățenii. Cel puțin un membru al guvernului, ne referim la Bașcanul Găgăuziei, a neglijat acest lucru. La Comrat nu a fost coborât în Bernă tricolorul. Asta înseamnă că nu toți cetățenii încă au ajuns să înțeleagă mesajele noastre, inclusiv doamna Bașcan, și că sperăm că pe viitor o să înțeleagă că lucrurile pe care le promovăm noi sunt absolut necesare ca această societate să se miște înainte, ca această societate să nu mai permită ca ororile trecutului să se repete. Iar mâine, în inima Chișinăului, aici, în fața guvernului, va avea loc un concert dedicat aniversării a 75, așa cum spun organizatorii de la eliberarea Moldovei. Aceste manifestații sunt elemente care dezbină societatea și eu le-am spus organizatorilor foarte clar acest lucru. Ei au ales să ignore aceste mesaje. Care e miza alegerilor locale generale din 20 octombrie și cum vă pregătiți pentru ele? Miza este aceeași. Ne dorim să obținem cât mai multe voturi, să ajungem în cât mai multe localități și, respectiv, să putem să facem ordine și la nivel central și la nivel local. Să încercăm să îmbunătățim viața oamenilor în toate localitățile. Ne pregătim așa cum se face de obicei, ajungând la oameni, în cadrul blocului acum, evident, discutăm despre participare comună, selectăm candidații, sunt lucruri de rutină și aici, la nivel central, trebuie să facem tot posibilul ca aceste alegeri să fie libere și corecte. Acesta este următorul test și tare îmi doresc ca să o trecem cu bine. Ați decis și cine vor fi nominalizați în circumscripțiile de unde v-ați retras? Nu am decis încă. Sper săptămâna viitoare să avem o discuție cu colegii de la Platforma DA și să avem o decizie comună. Incertă rămâne și decizia pe cine l-a înaintat candidat la primăria Chișinăului? Nici aici nu avem încă o decizie finală. De ce întârzi aceste decizii? Țin de procesele interne din aceste două partide și chiar dacă avem discuții, ele pot fi anunțate doar cu acordul ambelor părți. Să revenim la importanța cooperării moldo-americane. Dialogul politic este foarte important, investițiile americane sunt foarte importante. Ce ar putea să se aducă nou în această colaborare bilaterală odată ce mergeți acolo, dumneavoastră? Sunt diferite dimensiuni pe care vrem să le discutăm. Pe partea economică, am zis mai devreme că suntem tare interesați pentru a obține un următor proiect, Provocările Mileniului. Apreciem ceea ce s-a făcut în cadrul primului proiect. Avem mai multe idei pentru un următor proiect. Și asta sunt lucruri care se pot întâmpla repede, sunt lucruri care se văd la nivel național, deci sunt cu impact mare. O să discutăm și de aspecte care țin de reforma justiției și mai ales de combaterea corupției. Pentru ce că pot face mai mult cei de la Washington pentru Republica Moldova? Instituțiile de acolo, evident, dețin informații și în raport cu
crimele economice, mă refer aici la spălările de bani care s-au petrecut pe teritoriul Republicii Moldova. Cred că sunt informații care ar putea să ajute instituțiile de drept din Republica Moldova să se miște mai repede pe anumite investigații. Discutăm și proiecte concrete de altă natură, dincolo de ce poate oferi corporația mileniului. Sunt multe aspecte pe care vrem să le discutăm și inclusiv investiții. De exemplu, o să mă opresc și în Carolina de Nord pentru câteva Există ore. Un parteneriat încă de la declararea independenței Republicii acolo Moldova. Acolo să discutăm o potențială investiție care ar putea să vină destul de repede în Republica Moldova. În agricultură, zicea domnul ministru al economiei. Dacă reușim să rezolvăm toate problemele. Și de la vizita pe care urmează să o efectuați în Federația Rusă, ce așteptări aveți? În primul rând, vrem să discutăm pe partea de comerț, așa cum am anunțat anterior, să îi convingem să elimine restricțiile și impedimentele care au fost impuse după ce Republica Moldova a semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Evident să discutăm despre problema gazelor și prețurile pentru următorul contract pe care trebuie să-l semnăm până la sfârșitul acestui an. Să discutăm despre retragerea trupelor și munițiilor din Transnistria, să spunem foarte clar că acest lucru trebuie să se întâmple. Să vorbim foarte clar despre faptul că guvernul se opune și se va opune federalizării și că acest lucru nu poate nici să apară pe agenda. Dar admiteți că ar fi un plan secret de soluționare a problemei transnistrene ca să nu știe guvernul? Nu pot să spun ce există la Moscova, dar pot să spun că un asemenea plan secret nu se poate îndeplini fără ca guvernul să știe și respectiv fără ca cetățenii să știe. Eu cred că toată lumea înțelege că planuri de soluționare politică a conflictului transnistrean nu pot fi implementate fără sprijinul cetățenilor Republicii Moldova. Ori noi știm că cetățenii nu își vor da niciodată acordul pentru federalizare. Am reținut declarația recentă pe care o făcea șeful diplomației de la Moscova, domnul Lavrov, spunând că Transnistria ar trebui să se regăsească în componența Republicii Moldova independente, integre, suverane și imediat a reacționat liderul de la Tiraspol Krasnoselski și a spus că Transnistria niciodată nu se va regăsi în componența Republicii Moldova. Iar dumneavoastră sunteți impuși de partenerii din exterior să purtați dialog cu cei de la Tiraspol. Asta este realitatea, nu avem cum să oprim aceste discuții pentru că nu este constructiv. Eu cred că noi trebuie să insistăm pe lucrurile pe care le-am anunțat și așteptăm să fie votat noul guvern la Kiev ca să mergem împreună pe combaterea contrabandei și a schemelor de corupție, ca să schimbăm variabila economică a acestui conflict. Pentru că atunci când oamenii de acolo, cei implicați în aceste scheme, vor face mai puțini bani prin aceste metode ilegale, atunci poate și soluția politică se va identifica mai ușor. Eu cunosc replica autorităților de la Tiraspol. Permanent învinuiau Chișinăul că Republica Moldova ar vrea să înnăbușe economic această regiune. Prin eliminarea schemelor de corupție și a contrabandei nu putem să înăbușim și nu ne propunem să înăbușim economic. Noi vrem ca lucrurile să se facă corect. Noi știm că aceasta este o gaură neagră și acolo de-a lungul timpului s-au făcut bani și că la aceste scheme au contribuit și oficiali de la Chișinău și din câte înțeleg și din Ucraina au fost implicați. Acum avem voință politică la Kiev, avem voință politică la Chișinău ca să scăpăm de aceste scheme și de contrabandă și e important să ne mișcăm repede și să punem în practică aceste măsuri. Doamna premier, dar iarăși Chișinăul a fost învinuit că politica pașilor mici duce la multe cedări în favoarea regiunii secesioniste și că se încalcă deseori anumite linii roșii și că Chișinăul nu ar avea un proiect de statut pentru regiunea transnistreană și că șirul acestor aspecte poate fi continuat. Există un proiect politic de soluționare
acestei probleme. Și eu am spus acest lucru, că atunci când nu e clară finalitatea, pașii mici s-ar putea să nu fie neapărat de bine, pentru că nu e clar unde duc acești pași mici și cei care au făcut pași mici nu au avut claritate care este finalitatea. De aceea, noi spunem acum, ca prioritate pentru noi este să combatem corupția în această zonă. O să continuăm proiectele care să apropie oamenii. Aceste lucruri nu dăunează, din potrivă. Dar soluția politică depinde de o oportunitate geopolitică. Vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că există jucători influenți în zonă. Depinde această soluție și de ce se va întâmpla în Ucraina și cum se vor configura lucrurile. Și ucrainienii sunt îngrijorați să nu fie creat un precedent care ar defavoriza noi Ucraina. Suntem conștienți de asta și noi chiar îi avertizăm că ar putea să existe o asemenea intenție să se încerce o soluție în Republica Moldova care mai departe să fie exportată. Nu există asemenea pericol acum, pentru că noi am declarat foarte clar această soluție, o putem examina doar în cadrul legal existent, fără federalizare și fără alte elemente care ar slăbi și mai mult independența țării. Unii cunoscători ai dosarului transnistrian spun că dacă nu ar fi un sprijin enorm din partea Federației Ruse pentru regimul secesionist de la Tiraspol, lucrurile s-ar rezolva mult mai ușor. Le dați dreptate celor care acreditează această idee? Cunoaștem că Transnistria consumă gaze aproape gratis. Deci apropo, cum se va rezolva această problemă pentru achitarea gazelor consumate? Asta este o susținere importantă. Problema este a celor care au oferit gaze naturale de-a lungul timpului fără să ceară bani înapoi, pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni, pe cei de pe malul drept, nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord ca Transnistria să primească gaze naturale fără să plătească, respectiv nu are de ce cineva sau Federația Rusă să aștepte că Republica Moldova va plăti pentru datoriile din stânga Nistrului, deci această problemă nici nu se discută. Acum, când și cum vor lua decizia cei de la Gazprom în raport cu Transnistria, e problema dânșilor. Prețul să și-l asume cei care au oferit acest dar. Și pentru că în acest an, într-un mod inedit, vreți să sărbătoriți acești 28 de ani de independență ai Republicii Moldova, pe 27 august ați invitat lumea să vină să dialogueze cu guvernanții? Ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut, în noaptea de 26 spre 27, cât de urât au fost tratați cetățenii și noi vrem să compensăm pentru această nedreptate. Să-i lăsăm pe oameni aproape de guvernare, să-i ascultăm, bănuiesc că au foarte multe supărări și noi suntem gata să auzim și supărările și încurajările și să demonstrăm că suntem cu toții egali și că ceea ce facem, facem pentru noi toți, nu pentru o categorie de oameni în defavoarea altei categorii de oameni. Vrem să fie o sărbătoare cu bun simț, cu foarte mici cheltuieli și o sărbătoare în care cu toții să se simtă bine. Oamenii așteaptă, știți prea bine ce așteaptă, salarii mai mari, pensii mai mari, locuri de muncă, să fie stopat exodul, să fie pusă stabilă corupției, justiție independentă, cerințele oamenilor sunt mari, așteptările sunt foarte mari, au trăit dezamăgiri și tare le este frică să nu mai trăiască încă o dezamăgire. Îi înțeleg și necesitățile lor sunt justificate. Așa cum faceți dumneavoastră, am mers și noi prin sate și am văzut oameni foarte săraci. Dar trebuie să înțelegem că nu am venit și am preluat lucrurile după o guvernare dezastruoasă. Moștenirea noastră este una foarte proastă, pentru că s-a furat foarte mult. S-au delapidat și proprietăți și bani. Și e greu așa peste noapte să începem să producem acești bani, deci să avem acești bani ca să putem să creștem imediat și pensiile și salariile. E cum ar fi fost o furtună care a trecut și a lăsat, nu știu, doar nămol
Și acum toată lumea știe că nu poți să crești plante frumoase imediat într-o săptămână sau două. Deci trebuie întâi să curăți de nămol, să creezi aceste condiții, după care plantele încep să crească și încep să aducă roade. Înțeleg nerăbdarea oamenilor, îi așteaptă de foarte mult timp, înțeleg această neîncredere pe de-o parte și dezamăgire, dar lucrurile pot fi făcute corect și unele rezultate vor veni în timp. Dar vor veni dacă vom fi consecvenți și dacă vom fi activi. De la orice guvernare trebuie de cerut, niciodată nu trebuie să mai permitem să se întâmple ce s-a întâmplat în trecut. Acum avem de recuperat bunuri, aeroport, Air Moldova și așa mai departe, pentru că am permis. La un moment nu ne-am ridicat, nu am fost suficient de vigilenți și am permis ca aceste lucruri să fie furate. Foștii guvernanți, care astăzi este opoziția democrată în Parlamentul Republicii Moldova, zice că deseori aruncați calificative care nu țin cont de prezumția nevinovăției. Nu, eu le arunc. Dacă vor să citească ceea ce scriu și ce au scris organizații internaționale, inclusiv declarații făcute în Parlamentul European și în altă parte, o să se regăsească acolo peste tot. Deci lucrurile pe care le-au făcut ei nu au putut fi ascunse și nu au cum să se limiteze sau să-și limiteze responsabilitatea. Ei au făcut lucruri oribile pentru Republica Moldova și chiar dacă procuratura se mișcă încet, asta nu înseamnă că într-un moment nu vor răspunde pentru aceste lucruri. La asta trebuie să se gândească. Integrarea europeană este ireversibilă? O puteți spune cu tărie că lucrul acesta este o certitudine? Din perspectiva mea și a guvernului pe care îl conduc, este un drum ireversibil. Este o decizie ireversibilă. Din perspectiva majorității parlamentare. Dar din perspectiva cetățenilor, noi cu toții trebuie să ne luptăm în fiecare zi ca această cale să fie singura cale. Pentru că de cetățeni depinde cum votează, de cetățeni depinde ce cer de la autorități și noi putem să avem această siguranță doar dacă cu toții vom vrea ca acest lucru să se întâmple, ca într-o zi Republica Moldova să ajungă parte a Uniunii Europene și, mai important, ca cetățenii să trăiască așa cum se trăiește în țările din Uniunea Europeană. Dar au înțeles ce preț are libertatea cetățenii Republicii Moldova? Eu cred că asta se învață pe parcursul întregii vieți. Unii dintre cetățenii au înțeles și sunt luptători, sunt oameni pe care i-am întâlnit și astăzi în stradă, sunt oameni care luptă de la 89 încoace, unii au îndrăznit să lupte și pe timpul regimului comunist, dar alți cetățeni cumva încă nu au realizat că pentru libertate trebuie să luptăm în fiecare zi. Și e important să facem acest lucru pentru că altfel putem să ajungem acolo unde am fost acum jumătate de an sau în situații și mai grave. Mulțumim pentru această discuție. La mulți ani, Republica Moldova!